Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt cum am pregătit clătite americane din niște banane rămase de la sărbători. Am cumpărat fructe în casă ca toată lumea și am avut niște banane prea coapte pe care le-am făcut clătite. Deci aveți nevoie de două banane mai coapte. Eu am pus și niște iaurt de soia, iaurt vegetal sau de cocos. Nu este neapărat necesar acest iaurt. Pur și simplu zdrobiți bine bananele, puneți lapte vegetal sau lapte de vacă de care aveți voi. Eu am avut lapte de migdale. Făină, cine vrea poate adăuga și ou, amestecați bine compoziția, aveți grijă să obțineți o compoziție mai groasă, de o consistență mai groasă, asemănătoare cu smântâna. Nu este o compoziție la fel de fluidă ca la clătitele normale pe care le facem. Dar vă las să urmăriți. Aici căutam făina. Aveam în dulap. Da. După atâta mâncare grea, am rămas cu resturi. Fructe, fripturică, un cârnat, câte puțin din fiecare și acum încerc să reclădesc din ce a rămas. Adică nimic nu se aruncă, totul se reciclează, dacă mai e comestibil, bineînțeles. Aș putea să vă spun niște cantități precise. Adăugați așa cât credeți de cuviință, și făină și lapte, până obțineți consistența dorită. Thank you.
După ce am pregătit compoziția, am uns o tigaie antiaderentă cu puțin ulei, eu am pus puțin mai mult, și eu am un polonic mai mic, jumătate dintr-un polonic normal. Un polonic normal îl umpleți pe jumătate și formați turtițele acelea. Știți că ați mai văzut cu siguranță că nu sunt eu nici prima, nici ultima care pregătește această rețetă. Poate nu exact cum am pregătit eu, dar sunt o mulțime de rețete de clătite din astea pe internet. Mare atenție când le doarceți, să le lăsați să se coacă bine. Le-am servit cu dulceață de vișine, boabe de rodie, strugure și am avut și o prăjurică din banane și ovăz și neapărat o cupă de șampanie rămasă de la Revelion. Și pe final urarea anului, foaie verde, foaie lată, tot ce faci să ți se întoarcă. Vă pup de vă albesc!